Bună seara, stimați respectatori. Trăim alături de dumneavoastră emoțiile de aici. În acest moment o puteți vedea pe Wanda Hădărean în exercițiul la pârnă. Este vorba de o înregistrare, dat fiind sistemul preferat de regizorul acestei transmisii, deci în pauză urmăriți înregistrarea. Vă reamintesc că i-a obținut 9837 la acest aparat. Ca o primă caracteristică a acestei rotații întâi a concursului, aș spune că e foarte important pentru echipa României că n-a ratat, că n-a, nicio pată n-a căzut de pe bârnă, pentru că sunt convins și veți vedea, în această seară vor fi ratări de la bârnă. Nu însă din partea echipei României care a depășit cu bine acest aparat. Puntea suspinelor. Puntea suspinelor, exact. Pe de altă parte însă vreau să vă spun că, fără a fi sceptic, eu cred că jocurile sunt deja făcute. Noi vă spuneam de duminică seară că nu mai avem cum să pierdem medalia de bronz, ceea ce se confirmă acum după primul schimb, în care chinezoicele, potențiale concurente pentru noi din spate, deși s-au aflat la sol, n-au reușit să se apropie de punctajul echipei României. Foarte, foarte bună ieșirea reprezentantului noastre, ați văzut. A fost cea mai bună notă la pârnă pentru echipa României. A obținut o bandă.